Aici prezint montaj de test cu un Arduino, o placă de rețea cu NC2860, aici un senzor DHT22 sau AM2302 și aici e canalul de pe XPeak care îmi arată temperatura și umiditatea și indicele de confort, care e 68 la limită. Am temperatura, umiditatea, și aici, ne uităm aici, e pus să transmită la 15 minute ca să nu nebunească datele, aceasta e